Anual în această perioadă, melomanii așteaptă cu nerăbdare desfășurarea Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, acțiune unică prin splendoarea vocilor participante la fiecare ediție. Festivalul menționat impune indiscutabil Republica Moldova în prim planul muzicii academice europene și mondiale, transformând Chișinăul pentru o perioadă într-o capitală muzicală a lumii. Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Iată că am ajuns și la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. Un festival al cărei prestanță vin să o dea magnificile voci de operă, dar și notorietăți internaționale ale baletului. Despre această importantă acțiune culturală au venit să ne vorbească domnul Aurelian Danilă, muzicolog, doctor în studiul artelor, și domnul Oleg Constantinov, prim maestru de cor la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Așadar, dacă tot au trecut deja 30 de ani de la fondarea acestui important eveniment cultural, cred eu că deja a intrat în istoria acestei culturi. De ce eu vă propun de la început să facem așa o retrospectivă a acestui festival? Pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase, multe premiere memorabile, mulți soliști importanți. De ce? Haideți să încep, domnule Danilă, cu dumneavoastră, pentru că o perioadă îndelungată ați fost vicepreședintele Comitetului de Organizare a Festivalului Internațional Maria Bieșu. Da, bine v-am găsit, stimați telespectatori, bine te-am găsit, Natalia, mă bucur să te văd la această emisiune. Dacă vorbim despre retrospectivă, vreau să amintesc că ideea, de fapt, a acestui festival, care este, după Mărceșor, al doilea cel mai longitiv festival, un mare eveniment muzical din țara noastră. Ideea a fost lansată, de fapt, în anii 85-86, când la Teatrul de Operă era Alexandru Samoile, era Mihail Muntean, era Eugen Platon, regizor regretato, Constantinova Eleonora și, desigur, Maria Bieșu, care, având experiența concursului Madame Butterfly, unde, după cum știu, a venit cu Grand Prix, în urma acestei idei se năștea și în interiorul teatrului ideea de a organiza un astfel de festival care să se numească Invită Maria Bieșu. Însă a prins, de fapt, ideea în anii foarte grei, într-un timp foarte greu, în 91. Noi suntem la a 30-a ediție. Ediție, deci în anul... Un singur an când n-a fost acest festival și am avut marele noroc, aș spune, ca spectatorul nostru să urmărească un șir de spectacole cu interpreți de înalte clase. Ooh.
bun început cu mari interpreți ca Irina Arhipova, ca mai pe urmă s-o avem și Pinetrepcu și alți interpreți. Irina Bogaciova, Laura Augustin. Da, și Irina Bogaciova și mulți care... Ca pe urmă să avem și oaspeți din străinătate, iarăși de înaltă clasă de valoare, interpreți din Italia, din Franța, din Marea Britanie, Statele Unite, vineau nu numai cântăreți de operă, dar și artiști de balet, precum și dirijori. Sigur că acest lucru, acest festival a contribuit extraordinar de mult la educația muzicală a publicului nostru și a devenit până la urmă un festival care este mult așteptat. Eu aș vrea să-ți amintesc într-o discuție privată, Oleg, cu tine îmi spuneai că ți-a rămas în memorie până astăzi Requiem de Verdi, unde în calitate de soliști a fost aceeași Irina Arhipova, a fost Piafco, a fost Maria Bieșu. Haide, spune mai multe detalii, pentru că știu că ai fost impresionat. Am cântat corul operei împreună cu Capela Doina, sub conducerea maestrului Alexandru Samuel, cu Maria Bieșu, cu Irina Arhipova, cu Mati Palm și Vladimir Piafco, personalități, somități care știau cum trebuie de interpretat stilul Giuseppe Verdi. Tot din genul vocal simfonic am mai urmat un Stabat Mater, la fel maestru Samuel, împreună cu doamna Maria Bieșu, cu Irina Arhipova, cu, cred, cu Valeriu Cojocaru. Și să fie iertat, am uitat tenorul. Același sentiment l-am trăit. Este un mare noroc, mă întorc la Requiem de Verdi, mare noroc că avem imprimarea acestui video, da, exact, acestei lucrări. Și o calitate este foarte bună. Este o școală pentru multe lume înainte. Și pentru cei din Rusia, dacă vreți, pentru că maestru Samuilă a luat înregistrarea de la noi și a prezentat-o drept model pentru soliștii de la Nova Opera din Moscova. Tot în acești ani au mai fost, nu crezi că a fost numai acest spectacol, îmi amintesc? Nu, au fost multe spectacole. Îmi amintesc Dama de Pică. Soliști, da, Dama de Pică. Dama de Pică. Refăcută, dacă vreți, de... Cu Evgenii Kolobov. Kolobov, da, da. Cu Eduard Srebnitsky. Natalia Dățco, de la noi era Boris Materinco, Elena German, Tatiana Busuioc, extraordinar. Îmi amintesc acele observații, dar nu observații, niște cerințe din partea maestrului. Trăiam niște clipe emoționale și era o atmosferă extraordinară. A fost doamna Irina Arhipova, era prezentă mai la toate edițiile. Aproape, da, la toate edițiile. Îmi amintesc de concertul în care a fost Tamara Sinявская, când a cântat Habanera. Nu vreau să obișnuiesc pe cineva, dar mi-a rămas anume această versiune, nu interpretare, dar această citire a Habanerei, cum a văzut-o Tamara Sinявская. Ori, hai să vă zic, în anii 90, când a început a veni la noi dirijorii din România, când am făcut cunoștință cu Victor Dumănescu. Victor Dumănescu a jucat un rol extraordinar, de fapt, pentru opera noastră, pentru că era o perioadă când nu era dirijor șef și el, de fapt, a fost o mână care a constituit o trecere de la o perioadă foarte grea până când s-a mai revenit în fire mai bine teatru din punct de vedere muzical și cred că Dumănescu, nu știu cum crezi, Oleg, dar cred că el a jucat un rol extraordinar. Și dacă tot ați vorbit despre acești interpreți, eu zic să urmărim un mic colaj cu unii interpreți care ne-au rămas și nouă în memorie. Atenție la ecran!
Domnule Stanciu, bine ați revenit la Chișinău și, nu, în ultimul rând, la Festivalul Internațional. Invită Maria Bieșu. Spuneți-ne, vă rog, chiar din capul locului aș vrea să vă întreb, ce prestanță are acest festival în comparație cu alte festivaluri la care dumneavoastră ați participat? Pentru mine este un festival deosebit. În primul rând că la dumneavoastră se sărbătorește o mare artistă și chiar am spus și data trecută, este foarte bine să devină o tradiție și văd că deja a devenit tradiție acest festival și mă simt minunat la Chișinău de fiecare dată când vin și într-adevăr este un prilej de întâlnirea a marilor artiști. Я с такой радостью всегда приезжаю в Кишинев на фестиваль. Моя Мария Бейш приглашает, и в этот раз нет слов от того, что я здесь опять. Мне очень нравится. Pentru mine este o onoare mare că eu sunt invitat aici. Să știți că multe lume aș dori să vină aici la un festival atât de prestigios ca festival Invită Maria Bieșu. Să știți că pentru mine o surpriză foarte mare. Eu am fost încântată de conducerea orchestrei. Am fost surprinsă de nivelul de interpretare a lui Don Jose din Bratislava. Este un tenor excelent. Здравствуйте и добро пожаловать в Кишинев. Я уехала из Молдавии 12 лет назад. И, по-видимому, настал момент вернуться. И это большое счастье для меня. Я проделала огромный путь. Это был Детройт, Рим, Рим, Вена, Вена, Кишинев за один день. Но я настолько счастлива, что я даже не понимаю момента. Понимаете, это должны быть слезы, это должно быть сердцебиение, которое есть. Но просто счастье захлестывает. А вы знаете, какая публика вас ждет сейчас? Ну, я помню нашу публику, это самая лучшая публика в мире, и я очень волнуюсь тоже перед тем, как я выйду на эту сцену. Я боюсь, что я не знаю, что будет. Я буду стараться. L-ați recunoscut, dragi telespectatori, pe Victor Dumănescu, cunoscut dirijor din România, care a devenit în timp un prieten fidel al festivalului Invită Maria Bieșu. Dragă Constantinovna, здесь на эту музыку случается что-нибудь с ценой или нет? Что?
Domnule Dumănescu, în primul rând, haideți să vă zic, bine ați revenit acasă, pot să zic așa? Se poate spune, într-adevăr, se poate spune, pentru că locurile sunt de suflet pentru mine, ai mei părinți, bunici, toți au fost de aici, știe, cred că toată lumea, eu nu vreau să mă mai repet. Haideți să le spunem telespectatorilor sau cel puțin generației tinere că dumneavoastră sunteți de aici. V-am auzit adeneori că vorbeați rusește, să cred că în România se învață așa intens limba rusă? Nu, la ora actuală nu, este o treabă care a rămas de acasă, părinții mei, deci vă spun, au fost de aici, le-a prins foarte bine, eu recomand oricui să știe și limba rusă și cât mai multe limbi posibile. Și limba lui Esenin și a lui Pușkin este foarte frumoasă, cu condiția să ne rezumăm la cele două nume la care le-am spus eu acum și le-am amintit. Așa. Haideți să trecem la lucruri mai serioase. Știți dumneavoastră că între dirijori, soliști și orchestră trebuie neapărat să existe un dialog. Cum credeți dumneavoastră, veți obține acest dialog într-un timp, mi se pare mie, foarte restrâns? Aș spune, nu e vorba de dialog, dialogul există. Poate, deci dialogul există. Eu cel puțin doar în prima perioadă de tinerețe a mea am avut mici probleme pentru că în meseria asta, bagajul ăsta de vocabular, de lucru cu o societate întreagă, că asta este teatru muzical, așa, se formează în ani de zile. Acum cred că am ajuns, mai am de învățat, așa spun tot timpul, mai am de învățat, dar cred că sunt în acest dialog cu oamenii. Oamenii de aici, cel puțin, îmi răspund. În timpul în care îl avem la dispoziție, sperăm să rezolvăm ceva dintr-un spectacol care, repet, este superb, dar este extrem de pretențios și mult mai dificil decât multe din altele care se rulează tot timpul. El n-a fost jucat mulți ani aici. Deci, asta este problema. Poate că ar fi trebuit, într-adevăr, un timp mai mare de repetiții. Eu personal n-am putut să vin decât în această săptămână. În cadrul acestui spectacol a evoluat cu succes și marele artist Mauro Augustini din Italia. Cum ați găsit Chișinăul după un an de zile? Cum ați văzut Chișinăul după un an? Mi-a părut foarte bine să mă reîntorc după un an, deoarece aici m-au așteptat prieteni adevărați, un public foarte sensibil și un an de zile m-am gândit la această reîntâlnire cu oamenii dragi din Chișinău. Să vă întreb despre primul spectacol de inaugurare, pentru că este unul impunător. În primul rând, prin participanți. Cum se face preselecția? Atunci când organiza Uniunea Muzicienilor, știm că era așa o preselecție dură, domnule Danilă, știu că chiar Maria Bieșu asculta înregistrările soliștilor, invitația. Cum se face această preselecție? Mai simplu, dintr-un punct de vedere, pentru că este internetul. Și prin YouTube poți să asculți toată lumea și toți interpreții. Și pe urmă, cei care și-au făcut un nume, ei sunt cunoscuți, de fapt, de cei care invită. Și dirijorii cunosc, și regizorii cunosc de acum pe cei care
pot face față unui festival de prestigiu. Adică acum e, din punctul ăsta de vedere, mai simplu. De ce depinde reușita unui spectacol? De dirijor care îi sudează pe toți, corul, orchestră, soliști? De toți. Păi, în primul rând, de dirijor. De fiecare dată când maestrul Samuel era la pupitru dirijoral, orchestra suna altfel. Cum explicați acest lucru? Pentru că și corul, dacă vrei. Sunt niște lucruri inexplicabile. Ideea maestrului Dumănescu, în fragmentul anterior, cu anii dirijorii știu ce să spună. O respirație, poate. Uneori nu spune nimic, doar a respirat și lumea a înțeles, fiindcă și în fosă și în scenă sunt muzicieni. Și atunci când există această conexiune energetică între dirijor, orchestră, soliști, cor, etc., etc., atunci se întâmplă acel moment miraculos, ceea ce numim noi arta. În cadrul festivalier au fost incluse și două spectacole de balet. Iarăși, Lacul Lebedelor și Giselle. Eu știți foarte bine că mediatizez acest festival tot de 30 de ani de când există el. Și în fiecare an este Lacul Lebedelor Giselle, Lacul Lebedelor Don Quixote, Lacul Lebedelor și Romeo și Giulietta. Spuneți-ne, vă rog, de ce Lacul Lebedelor în fiecare an? Lacul Lebedelor este totuși un spectacol rege, este regina baletului ca spectacol și publicul este gata întotdeauna să privească acest spectacol, cu atât mai mult că în rolurile principale sunt interpreți care pot să demonstreze ce este mai frumos în baletul clasic. La general. În al doilea caz, în al doilea moment aș menționa că fiind montat în lumea întreagă și în țările fostei Uniuni Sovietice și mai îndepărtate peste tot, este Lacul Lebedelor și poți invita soliști, prim soliști pentru a prezenta în festival nume noi. Ca și dirijor, de altfel, al acestui spectacol, dirijori vin diferiți. Eu cred că astea două momente sunt principalele. El este cel mai vechi în repertoriul teatrului nostru. Deși aș vrea să spun aici că baletul nostru, la momentul de față, deși avem spectacole uneori și, mă rog, spectacole bunișoare câteodată, dar sunt într-o stare, în condiții extraordinar de proaste în comparație cu baletele, cu spectacolele, cu dansatorii din alte teatre. Pentru că soliștii noștri, cu școala noastră, cu
coreografică despre care tot s-ar putea vorbi, din păcate astăzi nu prea cu semnul plus, acești soliști îi putem vedea într-un șir de capitale ale țărilor europene. Prim soliști. Nu sunt acasă. Primul considerent este că chiar aici alături, la Odessa, chiar în momentele de război și în momentele groaznice care le suferă acum ucrainenii, totuna nu compari salariile din teatru din Odessa cu teatru de la noi. Și atunci sigur că pleacă lumea de aici. Și noi am rămas cu foarte puține lume. Îi strângem de peste tot ca să putem să prezentăm un spectacol. Ba de la Iași, ba de la Odessa, ba nu știu de unde încă, ca să se mențină totuși cât de cât trupa care este și care ne mai suntem alimentați de acea școală coreografică, iarăși cu multe probleme, de la noi, de la Chișinău, care cândva, acum câțiva ani, a fost o instituție foarte bună pentru noi. Dar până la urmă este frumos că artiștii noștri care au făcut aici școli la noi, ne reprezintă cu brio Republica Moldova în lume, așa cum a făcut-o și Dinu Tamazlăcaru, care și în acest an este invitat, exact, prim solist, în spectacolul Lacul Lebedilor. Haideți să urmărim, exact, un subiect cu Dinu Tamazlăcaru. Este îmbucurător faptul că organizatorii în fiecare an invită artiști originari din Republica Moldova, dar care s-au integrat deja în circuitul valorilor universale. Printre ei se numără și Dinu Tamazlăcaru, care activează de mai mulți ani la opera din Berlin. Mă mândresc cu asta, că am așa o bază și că vin din Moldova și că pot să reprezint în toată lumea Moldova. Atunci când ai mers în lume, nu te-ai considerat provincial sau nu te-au considerat provincial? Mă refer din punct de vedere a școlii, dacă vrei. Nu, sigur că au fost chestii care au trebuit de corectat, dar asta e normal. Fiecare balerin învață, nu are importanță de unde vine, totdeauna trebuie să înveți. În toată cariera cred că o să trebuiască să înveți. Nu are importanță de unde vine. Școala noastră nu este mai inferioară, mai provincială, să zic așa. Școala noastră este foarte bună, da. Este apreciată în lume? Este pentru că avem un program totuși, program Vaganova sau Bolșoi, și da, este apreciat. Dansatorii din Moldova care sunt în lume sunt apreciați. Thank you.
să vorbim și despre opera Turandot, care va avea loc în data de 11 septembrie la pupitrul de Dejoral. Se va produce domnul Nicolae Dohotaru. Calaf este din Italia, Turandot este din Taiwan. Cum v-ați găsit sau le-ați găsit? Tsoa Hain Ing, Ia Tso, noi spunem. Am făcut cunoștință în Spania, când evoluam în cadrul companiei Leonor Gago Artistic. Ea este discipola celebrei cântărețe, Leila Ginger, cea care împreună cu Ricardo Muti, știți, a deschis Academia. Da, dar a fost și profesoara Natalie Gavrilan. Și Natalia Gavrilan, exact, a studiat. Apropo, se cunosc. Ce să vă zic, este o soprano cu o tehnică formidabilă, cel puțin vă spun din anii 2018-2019. Sunt un mare admirator de-al ei, fiindcă, ce să vă zic, este bine școlită, are o tehnică foarte bună și este o cântăreață foarte bună. Acum, hai să vorbim și despre Calaf. Calaf, hai să zic eu, care sunt un meloman a operei, după ce l-am ascultat pe Ahmed Agadi, nu mai pot asculta un alt Calaf. Ne va convinge Calaf din Italia? Să sperăm și eu cred că da. A devenit o frumoasă tradiție ca în cadrul manifestărilor importante din Republica Moldova să invităm și artiștii noștri care deja au cucerit și alte scene mondiale, dacă vreți. Una din ele este și Natalia Tanasiciu, care se va produce în rolul lui Mimi din Boema. Noi te salutăm din studioul postului de televiziune Moldova 1. Eu vă salut cu drag! Natalia, ești pentru prima oară, să zic așa, la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Te încearcă careva emoții, hai să zic așa, tu cunoști trupa, orchestra, corul, soliștii? Desigur, orice revenire acasă este una plină de emoții și una foarte, foarte responsabilă. Iar pentru mine este cu adevărat o revenire specială, pentru că mă întorc pe scena Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu în calitate de cântăreață de operă și într-un spectacol adevărat, pentru prima dată în ultimii 8 ani, ceea ce mă bucură foarte mult. Ce emoție te încearcă atunci când cânți acasă? Pentru că aici ai profesori, aici ai colegi, este altceva, care se vor uita cu un ochi așa mai critic. Cu siguranță este altceva, dar este și din ambele puncte de vedere altceva. Este și mai bine, și mai cald, și mai deosebit, dar este și mai responsabil, zic cu siguranță, pentru că fiecare va avea ceva de comentat, ceva de observat și sper că vor observa și vor comenta cu adevărat lucrurile bune, iar eu sunt întotdeauna deschisă pentru discuții de calitate și argumentate și, de ce nu, să fac ceva ca să progresez și să o fac și mai bine decât o fac.
Natalia, uite că maestrul Olei Constantinov îmi spunea, zic eu, într-o discuție privată, cum că cel mai strict judecător pentru un solist este corul. Din experiența mea chiar o pot confirma, pentru că de fiecare dată, atunci când facem primele repetiții cu corul, sunt așa numite rezerve din partea lor. Nu întotdeauna sunt, nu vorbesc de corul de acasă, vorbesc de toate corurile. Într-adevăr, ei sunt foarte buni judecători și foarte, aș zice, și specialiști buni, pentru că fiecare din ei este școlit, fiecare din ei cunoaște și a auzit un amalgam de cântăreți în aceste roluri și ei poate știu toate culisele adevărate ale acestor interpreți, ale acestor evoluări. Și da, corul poate spune foarte multe, pentru că ei sunt de fapt și mielea noastră și știu să observe și bunele și relele. Știind că totuși ai foarte mulți melomani aici, acasă, ai admiratori mulți, te rog frumos să-i inviți la spectacol. Da, dragii mei, dragi prieteni, dragi iubitori de frumos, vă aștept cu mare drag alături de colegii mei dragi pe data de 18 septembrie 2022 la spectacolul La Bohème, în care eu voi relua rolul lui Nini, un rol adorat de mine, deja iubit și foarte, foarte aproape sufletului meu, și vă pot promite doar multiple revelații sufletești alături de colegii mei frumoși și alături de această muzică deosebită, intimă, atât de profundă și atât de caldă a lui Puccini, care ne va introduce într-o istorie de dragoste deosebită, din păcate cu un sfârșit tragic, dar cu niște emoții de nedescris. Vă aștept cu drag și să știți că îmi voi cânta inima pentru dumneavoastră. Să știi că te așteptăm și noi cu drag la Chișinău. Acum știu că în toi sunt pregătirile pentru un alt spectacol. E vorba de Iolanta și ești la Viena, să le spunem telespectatorilor, că, într-adevăr, chiar dacă sunteți cunoscuți pe mari scene ale lumii, voi niciodată nu vă uitați spectatorii voștri de acasă. Colegii mei au reușit să ia legătura cu un alt solist, drag sufletelor noastre, și pentru voi, din câte știu eu, este un tenor deja familiar teatrului de operă și balet, Marie Bișu, este vorba de Sorin Lupu, de la Opera Sorin Națională din Cluj. Noi vă salutăm din studioul postului de televiziune Moldova 1. Salut mâna și bună ziua telespectatorilor noastre. Sorin, ziceam anterior că sunteți deja așa familial aici cu soliștii de la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Ați efectuat numeroase turnee cu această trupă. Ce părere aveți deja despre noi, despre soliști, cor, orchestră? Colaborez cu instituțiile de cultură din Chișinău începând cu anul 2007. Am avut experiențe plăcute în colaborările cu aceste instituții. Am început prima oară cu Filarmonica Sergei Lunchievici, cu doamna Svetlana Bivol, un turneu în Spania, chiar așa și fost cu Rioletul, mi-aduc aminte cu plăcere de acel turneu. După care am început colaborarea cu Teatrul de Operă Balet Maria Bieșu în 2009, practic, și iar de atunci sunt, dacă nu mă înșel, în fiecare an am fost pe la dumneavoastră și am interpretat diferite roluri, plus că din 2012 am fost invitat la aceste turnee Mamut ale lui Ellen Kent împreună cu Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu. Cât de aproape vă este rolul lui Radames? Da. E un rol care
știți cum, ca să facem așa un pic, o mică paranteză, mult te întreabă care rol îți place cel mai mult. N-aș putea să zic dintre cele 48 de roluri pe care le am în repertoriu, care îmi place cel mai mult. Dar pot să vă spun că Radames este unul dintre rolurile care e apropiat sufletului meu. E un rol în care mă pot exprima și pot să experimentez diferite stări, trecând de la iubire, la iritație, la nervi, la patos eroic, până la disperarea că voi muri. Amneris vine din Ucraina. Aveți două școli diferite, pentru că soliștii din România mai mult sunt așa belcantiști. Cei din Ucraina, chiar și cei din Republica Moldova, mai mult au studiat așa, mai mult canto rusesc, dacă școala rusească. Cu Natalia am colaborat împreună, am avut 19 spectacole chiar de Aida împreună. Nu văd o mare diferență, cu excepția faptului, deci o să știți că nu consider școlile chiar atât de diferite, doar atât că în spațiul ex-sovietic, să zicem așa, dacă ați luat-o dumneavoastră așa cu școală rusească, e vorba de... se pronunță foarte mult î, au foarte mult î în vocabular și asta îi ajută foarte mult pentru impostația vocală, îi ajută să-și stabilizeze vocea foarte bine. Nu văd o diferență mare. Nu mă deranjează. Mie chiar îmi plac. Ei, și dacă tot aveți atât de mulți admiratori aici la Chișinău, ce ați vrea să le transmiteți? Aș vrea să le transmit toată dragostea mea și tot sprijinul meu profesional de care dispun și totodată vreau să-i asigur că de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei, am ce învăța de la ei. Vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm cu drag în data de 22 septembrie la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Va avea loc spectacolul Aida. Aida, mi se pare o operă cunoscută și arhi-cunoscută. Ce veți aduce nou de astă dată? Voi ați avut mai multe variante. Eu mi-amintesc și cu Friedrich Pfeiffer ați avut o versiune. Aida, ați fost în turneu cu Aida. Aida este, în primul rând, este un spectacol, un act muzical dramatic de o tensiune extraordinară, fiindcă este o capodoperă, este opera care după ce a scris această operă, Giuseppe Verdi a fost recunoscut absolut de toți. Această muzică ea poate fi vizionată zile întregi. Dar este după mulți pompoasă, ani de zile, Natalia, este spectaculoasă. Ori Friedrich Pfeiffer a realizat-o așa mai cameral. Deci, Eugen Platon a făcut-o spectaculoasă. Era monumentală, hai să zicem așa. Monumentală. Este spectacolul unde poate nu este multă mișcare scenică. În schimb, este tensiune în cadrul partiturii, în cadrul actului muzical. De data asta, noi cu corul special, după mulți ani de zile, am deschis un salt unde este un fugat, un gran finale secondo, care va fi, la această ediție, va fi cântat. Deoarece anul trecut, i-am promis maestrul Alexandru Samuel că neapărat facem acest loc, deschidem saltul. Știți, în opere sunt salturi din diferite motive. Așa vede regizorul, ori vede un regizor, ori poate din lipsa cântăreților. Acum am pus umăr la umăr, ne-am înțeles cu, în special cu corul de bărbați ai noștri și vom cânta.
Ce să vă zic, cu Mariana Ortiz am cântat la fel în Spania, vine din Spania, o cunoaștem. Este profesionistă, cu Sorin Lupu și Natalia Matveeva am cântat recent chiar în Franța, în turneul din Franța. Sorin Lupu este un rădămes, într-adevăr, foarte interesant, fiindcă el uneori, momente, pare că o iubește și pe Amneret și pe Aida, detrimentul dramaturgiei muzicale. Din punct, el le susține. Este un coleg extraordinar în scenă. Dacă vorbim despre Aida, când a venit Samoilă în teatru, pe lângă spectacolele noi ale lui, a mai fost cazuri când prelua unele spectacole de la alți dirijori. Printre aceste spectacole a fost și Aida. Eu am scris în cartea mea că acest spectacol Aida, dirijat, văzut, simțit, auzit de Samoilă, a fost ca o premieră. Pentru că acea dinamică, acea dramaturgie pe care am imprimat-o Samoilă acestui spectacol, era complet altfel de ceea ce fusese până la el. Era o mișcare permanentă. Uneori îmi amintesc unii din criticii de pe atunci, chiar își puneau întrebarea dacă tempourile pe care le-a propus Samoilă sunt explicabile, dacă într-adevăr așa ar fi mai bine ca după două, trei spectacole toată lumea să înțeleagă că Aida montată de Samoilă este absolut diferită de ceea ce a fost până la el, se ascultă mult mai interesant și îi simți acel puls care începe din primele tacte de la Radamel și până la Închisoare în duet și vezi linia asta dusă de un muzician care gândește permanent fiecare frază pe care o dirijează. În data de 25 va avea loc spectacolul de gală, unde vor interpreta cei mai reprezentativi soliști ai teatrului, corul și orchestra, bineînțeles. Acum aș vrea să vă întreb, cum vedeți viitorul acestui festival? Sau ce vă doriți să vedeți în cadrul acestui festival? Edițiile viitoare. Organizarea festivalului să treacă din nou la Uniunea Muzicienilor. Cu concursul teatrului, sigur că în colaborare, dar să nu fim neglijați ca acum, pentru că avem forțe care ar putea să-și pună cuvântul și pentru îmbunătățirea în continuare a festivalului. Dar datoria celor care organizează festivalul și în primul rând a teatrului ține de, în primul rând, de selectarea celor care sunt invitați, a soliștilor, dirijorului, artiștilor de balet. Dar poate și a spectacolelor noi, nu credeți? Pentru spectacole, noi trebuie să fie montate aceste spectacole. Păi mă refer nu doar la spectacolele Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Noi ne amintim de cel Șlacul Lebedelor din Kiev, care a venit cu Radu Pocletaru. Deci, de ce să noi invităm trupe din alte țări? Știu că este costisitor. Trupele costă, Natalia. Întrebarea are răspuns. Trupele costă. Asta e răspuns. Trupele dar costă. Este frumos, pentru că melomanii și-ar dori să vadă și alte spectacole. Melomanii și-ar dori, bineînțeles. Asta e de altă treabă. Dar pe de altă parte stau și mă gândesc că în Tallinn, în fiecare vară, este invitat câte un teatru cu spectacole. Iată, la vara viitoare, 2023, este invitat bine, teatrul nostru la festival, cu cheltuieli suportate de Tallinn, de Estonia. Și
în comparație cu noi, Estonia nu este o mega țară, da? Și asta ar fi o propunere, da. Nu? Cred eu. Pentru că ar fi frumos. Noi ne-am dorit și altceva. Banii. Ar fi frumos, Natalia, iată, chiar în acest context, cum a spus maestru. Eu nu știu dacă, când era la Uniunea Muzicienilor, doamna Maria Bieșu asta, dumneavoastră ei cunoștea, avea relații personale, cunoștea multă lume, venea chiar același, să zicem, nu numai cântăreți de opere. Vadim Pisarev, când a fost celebru dansator, a spus că a acceptat să vină aici doar din respect față de Maria Bieșu, da. Pentru doamna Maria Bieșu. Iată, eu iau un respect din punctul de vedere al meu ca profesor. Înainte erau coordonate niște acțiuni extra festival. Concerte la sala cu orgă, masterclass-ul, întâlniri cu studenții. Corect. Personal am asistat la o întâlnire cu Fuad Mansurov, la conservator, în anii ce e. Iată, acum, dacă noi, doar prin marea parte, implicarea teatrului, conducerea teatrului, conducerea artistică a teatrului nostru, dacă s-ar fi, cum să vă zic, dacă s-ar fi implicat puțin cu și Ministerul Educației, eu nu știu, sau noi cumva. Iată, vă zic, eu personal trebuie să-mi bat capul cumva, să fac nu știu cum, să fac o întâlnire cu studenții, cu Natalia Tănăsie și cu, poate cu Raga Eldin, cel care va cânta Rodolfo, fiindcă Raga Eldin, tenorul egiptean, a cântat la noi în 2018, este astăzi cânt în, aproape în toată Europa. Mă gândesc cum să fac un masterclass cu Yayatso, Tsohaining. De Japonia. Și, dar tot asta eu trebuie să le fac pe cont propriu, fiindcă... Așa cum ai făcut-o și cu Tatiana Lisnic. Tatiana este o scumpiete care... Da, o mare cântăreață. Ea arde pentru țara noastră, ea retrăiește foarte... Și ne bucurăm că datorită ție, Oleg, trebuie... a fost și la televiziune la noi, iar acești cântăreți creează o imagine frumoasă instituției noastre. Mulțumesc că ați venit în studio. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care sperăm că ne-au vizionat și să le spunem ca de obicei, pe curând!
Thank you.